Am văzut unul dintre jurnaliștii de la Antena 3, era acreditat la Cotroceni, care l-a făcut pe președintele țării să-și iasă din minți, pentru că Ionuț Cristache știa să pună întrebări, știa să-l bage în corzi și știa să scoată adevărul. Doamnelor și domnilor, Ionuț Cristache! Bună seara! Eu o să fiu ceva mai scurt. Vă mulțumim. În urmă cu aproximativ 3 ani jumate, un domn din această țară m-a întrebat dacă Antena 3 e aici. Și vreau să vă întreb acum pe dumneavoastră dacă Antena 3 e aici. Vă mulțumim și sper să fie mereu așa.